ce power e piesa asta. Bă, să-mi bag picior, ceva e mișto. Hai, bună dimineața, dragii lor. Bă, eu streaz de ceva timp, eu streaz de o oră bună. Și am zis că dacă tot treaz fim, să vedem ce mai face Hida, să vedem ce mai faceți voi. Și mi-am amintit, bă, că mai există forum, bă. Mi-am amintit că mai există forumul Metin 2. Și vreau să luăm pulsul și de acolo, de pe forumul Metin 2, să vedem care mai sunt problemele cu care se confruntă comunitatea Metin 2. Bună dimineața! Salutări din Algoi, salut Alex Togaru, salutări din Neumarkt, in der Oberpfalz, era să zic Bavarian, Bayern. Avem o Hydra sub centura. Poate merge și mai bine, Mete, nu știu, te mai scoate de dimineață, bă. Somnul de două ori, ore treaz, mamma mia. Să dau mai încet căștile. Hai să vedem ce mai e pe forum. Cred că mai am vreo 5 minute de cooldown. Și să îmbinăm, să le facem pe toate azi dacă reușim. Am zis că azi nu o să mai avem timp de live, că e o zi planificată începând cu amiaza până după miezul nopții. Și am zis că acum de dimineață este vreme. Forum Metin 2 pe contul meu Self Control, membru din 10 septembrie 2009, sunt membru pe forum. Am 10 postări, 8 like-uri și 568 de persoane s-au uitat la profilul meu. Sunt câine sălbatic, cel mai inofensiv caracter din Metin, din map 1. Vedem aici ce nu am citit. Cufăr Dragonobil, Pelicanul 21, joi, mai multe informații pentru jucători. Hai să vedem la păreri pro și contra ce aici. Mai multe informații pentru jucători. Salut! Propun ca domnii păcăniși de la Gameforge să nu mai listeze în postările pentru oferte flash sau licitații textul vei putea pune mâna pe iteme valoroase, ci să pun obiectele pe care le vei putea cumpăra. Dacă nu stai lipit de această mizerie, vei pierde timpul, e un FOMO de 2 lei care aduce doar hate și atât. Cel mai elegant este să cunoști când obiectul pe care vrei să-l cumperi cu MD-uri nonetheless apare în licitație și să-l cumperi. Vă rog eu, mai lăsați din tacticile astea păcăniste, scârboase și de 2 lei care sunt oricum mai toxice decât la multe jocuri. Poate e cazul că și Uniunea să arunce o privire la acest dumpster fire. Păreri, Uniunea Metiniștilor. Ne creăm Uniunea Metiniștilor. Săriți! Uniunea Metiniștilor, domnilor și domnilor. Am ceva în gând. Oliver a fost acum 2 săptămâni bolnav, acum iară să a avut febră alaltă ieri, iarăși nu s-a mai dus la grădi, tușește. Clar că, na, pupălcindu-l, jucându-mă cu el, am luat și eu iarăși, deci o lună cred că am avut în care am fost sănătos anul trecut și anul ăsta nu decurge altfel până acum. Bună dimineața, bună dimineața! Nu-ți trimite codul de schimbare parolă pe Yahoo și am făcut un ticket. Bă, trebuie să nu fii logat pe joc când ceri codul de schimbare parolă. Dacă ești logat pe joc, nu-l primești. Deci trebuie să intri pe launcher, dai pe link, te duce acolo și să nu fii logat pe joc. Asta e secretul. Ar trebui să funcționeze. Am făcut și eu un video despre chestia asta. Așa, salutare din Arad, salut Amoane. Pro, 16 ore, 1 Pro. Numai 1 Pro. Dăm un like. Nu, nu-mi place. Nu îmi place așa tare
formularea. Formularea, da, dar ideea, ideea cu 2D sau cu ne, e prea dimineață. Ideea cu 2D în sine e bună. Să-l mai punem în mișcare așa. Hacker și alchimia, februarie 24. Dragă comunitate Metin 2, de câteva zile bune văd 50 minim de hackeri de nivel 50 fac alchimie, pe când eu mă chinui zilnic cu 25 de caractere. Se poate face ceva legat de chestia asta? Să se implementeze sistemul Tiger Ghost cu invitație. Ieri pe Carpathians au apărut 5 pagini instant de alchimie sub prețul pieței. Făcea shop instant după ce se luau. Spun asta deoarece să știu pe viitor, ori mă mut pe Tiger, hai pe Tiger, vai! Joc Carpathians, ori investesc și eu 10. 10 de la 10 în sus și mă alătur lor. Efectiv mi s-a luat să mă chinui degeaba. Tot ieri era un player de level 8 7 în V4, creștea cu hack-ul, l-am reportat. Admin pe serverul Carpathians mai există. Observ multe update-uri bune, însă nimic legat de această chestie. Propun să se adauge sistemul Tiger Ghost cu invitație. Ce evenimente o să urmeze? S-au anunțat servere de Paște și dacă îi s-o luăm logic, ar trebui să se bage și evenimentul de Paște cu ouă magice, cu metine ou. Vineri este vinerea Paștelui în Germania și cred că tot vineri se lansează și serverele de Paște și ar trebui să coincidă cu o zi, două înainte sau o zi, două după sau în aceeași zi să se lanseze și evenimentul de Paște. Vorbesc de la mine, ar trebui. Ia-ne-s tu, Macanache. Păi cum, nu-s logat pe joc, că n-am parola, că am uitat-o și vreau să schimb, că n-am intrat de... Ah, bebe, teroare, deci... Asta e delicată. Ai făcut ticket, în weekend nu prea... Deci în weekend nu merge timerul la tichete, poate ai noroc să fie un GM activ în weekend la tichete, dar de regulă programul de... La sistemul de tichete este de luni până vineri. Știi? Deci un weekend s-ar putea să trebuiască să stai până luni. Salutare pentru War Aura, pentru Bio 92-94, ce să iau, atac, atac. Eu am luat apărare, apărare pe Luigi și o să îl las așa. Dacă vrei să ajungi un pic în Iohara, atacul, atacul nu te super ajută. Te ajută mult mai mult apărarea. Dacă s-ar fi simțit atacul de la biolog în glob, poate l-aș fi luat acum ca să dau și mai tare în hita, dar atac am luat eu pentru War Aura. Apărare am luat eu pentru War Aura. De marți am făcut și nu răspunde. Bă, bebe teroare, poate ai și o problemă sau poate te-ai exprimat de să scarpină și ei pe cap. Deci nu știu, explicăm exact care e problema. Nu ai mai jucat și nu mai știi parola la cont sau nu mai știi parola la platformă? Ai ajuns să-ți faci platformă cu contul? Deci ai ajuns să-ți pui contul pe platforma GameForge? Că platforma GameForge cam acum 2 ani s-a implementat. Dacă n-ai făcut lucrul ăsta, trebuie să procedezi complet altfel. Trebuie să-ți faci prima oară un cont pe platformă la care să-ți adaugi atunci contul de joc pe care obișnuiai să joci. Știi? Bună dimineața, au ieșit BBZ-ul aici. Am jucat recent la... Am jucat recent cu el... Ce am jucat? Counter-Strike cu el și cu Crocu. N-am jucat de ani de zile. Și încă am mai avut două momente bune, dar BBZ-ul se vede care reflexe acolo. Bă, da mă, tu lucrezi în weekend, da? Da? Acum cafeluță și pe aia la work. Eu sliver. Dar parcă tot mai bine de tine cu două zile pe săptămână decât noi cu cinci. Vând pistol cu apă, ok. Pro, dar nu cred că se adaugă așa ceva la serurile vechi.
Nu știu dacă ești veteran, dar tu chiar ai impresia că anti-hack-ul nu e kernel level la câți hackeri au fost, sunt și vor fi și se va întâmpla ceva? La toți care fac posturi de genul vă dau același răspuns că nu faceți, nu rezolvați nimic, totul e un anti-cheat kernel level, altfel vă pierdeți și timpul degeaba. Nu neg, însă ar scădea rata un update bun, e actualul cu level 70 ok, deci se poate. E cu două tăișuri chestia cu invitațiile. Dar pot să îți spun că lupta împotriva hackerilor este o temă de actualitate și o continuă luptă a celor de la Gameforge, a domnilor de la Gameforge. Așa. Continuă, așa. Împotriva autocorectul ăsta, bă. Hai de cap. Nu pot să dau autocorect all? Ok. Dăm punct și dăm reply. Trebuie să avansăm în rang, trebuie să scăpăm de câine sălbatic. Ăsta e scopul, să scăpăm de câine sălbatic în următoarea săptămână. Ok. Hai să-i dăm cu hidroasa. Ne-a omorât, fine. Ne-a omorât. Super, ok. Dăm cu hidroasa. Bună dimineața, vă băgați pe noile servere. Eu nu cred că am să joc. Bă, nici eu nu cred că am să joc. Poate o să intru în prima zi să vedem. Știi, să vedem cam cum e cu lumea, smulți, nu știu ce. Dar să joc ca să... Nu am timpul necesar, nervii necesari. Am deja aici, ar însemna să se ducă Hydra, Papa Sâmbetei, știi? Deci ar însemna să se ducă Hydra pe Apa Sâmbetei, să se ducă, nu am costume sau așa, dar am un nazar, știi? Am un nazar pe Luigi, să duce de aiurea. Și atunci de ce să las să se ducă de aiurea, nazarul? Ca să joc pe celălalt server, pe celălalt server iară trebuie bani, iară nu știu ce. Hai să spun așa, să vedeți trenul. Și zic că mai bine stau aici, facem Hydra, numai bine peste vreo lună facem dublu Hydra și, știi, îmbunătățim contul, poate luăm ceva șarpe, poate, știi? Deci nu. Pe când dacă joc acolo, trebuie în primul rând să stau super mult pe joc ca să am o șansă să iau un premiu de la rang, de la rang misiuni sau orice rang de acolo, după aia trebuie să dai cu cașcavalul. Știi? Ca să ai o șansă, că nu ajunge numai să stai pe joc, că-s mult, știi? Și iarăși premiile, iarăși te obligă să stai pe joc, în opinia mea. Adică ce, e pet care adună, e costume, e nazaruri, iar, știi, dacă nu joci 24 din 24 sau cel puțin 14-16 din 24, nu știu. Dacă nu joci pe niciun alt server și vrei să joci pe un server și un fresh și ăla de început, nu știu ce, atunci da, bă. Pare, dacă joci deja și ești destul de avansat pe un server, cum e în cazul meu, nu văd, nu are sens pentru mine. Eu am probleme cu bara roșie. Bă, bara roșie aia e un blestem foarte mare. Știu mulți care s-au lăsat de joc din cauza barei sau bării, cum e corect, barei sau bării roșii. Știu o grămadă care s-au lăsat de joc din cauza asta. Bară roșie, date incorrecte, nu știu ce.
Bă, chiar m-am gândit și eu Sati Place cu punctul ăla ca să iau regina direct să mai trebuiască să-i dau, da. Uite, e aici, ai pus și m-am gândit la chestia asta. O să fac, o să fac. Nu e o prioritate, nu e super wow, dar o să fac al nouălea skill să pun un punct la el. Să-ți fac ceva misiune, parcă, nu? Că nu pot pur și simplu să-l pun, da. Nu mai știu ce misiune să-ți fac, dar Niohara presupun. Hai că o să merg și azi nu știu, dar poate mâine. Poate mâine avem timp, fac punctul și dau cu Shuriken-ul după Hydra. Nu doar să... A, trebuie să citesc skill-ul? Ok, lumina astrală. O să-mi țin de pe Luigi și o să citesc. Eu nu mai știu cum funcționează, nu? Dar mulțumesc că îți faci griji pentru mine. Mulțumesc. Ah, ai dreptate. O să spar niște metineas cu Luigi în Iohara și o să citesc o lumina astrală. Sper să și reușească să facem un punct. Să dăm cu Shuriken-ul după Hidroasă. Așa, mai băgăm o critică aici. Guriem, te salut. De ce se deschide iar servere fără arme eroi și cu fere ucenic? Știi, e mai aproape de metinul din 2012, gen, știi? Fără cufere ucenic. Deci problema a fost de la OBS, pentru că de pe metin nu m-a deconectat. Deci OBS a întâmpinat ceva problemă. Că de la metin nu m-a deconectat ca norocul. F5. Era aiurea la al treilea cap să mă deconecteze. Deci OBS-ul mi s-a deconectat, nu știu din ce cauză. Ciudat. Pe PC nu am, pe laptop am probleme și nu fac melee, doar conturile principale. Bă, nu știu ce să zic, oare nu-i blocat de... firewall, cumva. Ceva serviciu să fie blocat de firewall și pentru că serviciul ăla e blocat de firewall, tu să nu ai acces la joc, gen. Nu știu, e posibil și asta. Deci am văzut și firewall. De fapt, știi, am tot întâmpinat cu bară roșie și tot îmi cereau, ce să fac, restart la modem, după aia nu intra câte ore, după aia nu știu ce. Hai noroc, hai bine, ai venit în clanul lui Jaylor. Și zic, te rog, dacă rezolvi, spune-mi ce ai făcut și cum ai rezolvat. Și de multe ori îmi zicea că firewall a fost problema, ori îl dezactivau, ceea ce nu super recomand să-ți dezactivezi firewall-ul. Dar poți să bagi metinul la excluziune în firewall, știi? Poți să-l bagi la exclusion și atunci n-ar trebui să afecteze metinul firewall-ul. Gen. Și s-ar putea să îți rezolve asta problema, știi? Unu, doi, trei, marmură. Numai 3, bă. Aia e. Bune și 3, le luăm.
Ia bă, lucioase, bă, nu am loc. Deci am atâtea lucioase, am pe toate caracterele secundare lucioase. Când îi plin ninja de lucioase, îl merg cu el la statuie. Merg cu el la statuie și le transform. Bună dimineața, bună dimineața, Hank Tensai, hello, hello. Suntem aici, ok. Facem grupa. Da, da. Schimbăm. Schimbăm și dăm atacul. Și s-a mai făcut o Hydra, doamnelor și domnilor. Și lăsăm ăsta la cioburi și totul va fi bine. Sau după statuie, așa. Hai cu toții la statuie sau după statuie. Este permanent până o să facă eventual fuziune, dacă nu o să, dacă o să fie nevoie. Da, nu zice nicăieri că ar fi temporar. Uite câtă lume e învățată cu servere temporare, bă, incredibil. Și foarte mulți au lăsat și comentarii și pe forum și la videoclipul ce l-am postat, bă. Că lasă că oricum e temporar și pe aia nu știu. Unde temporar? Zice ceva că e temporar. Ai văzut tu cuvântul temporar undeva? Stai, am luat, nu, așa trebuie să iau. Și aici trebuie să las. Și hai să iau un atac automat, mă fac de râs. Uite, mai am 500 de monede. Cum să nu dăm 100 pentru un atac automat? 190. Luăm pe 2 săptămâni. Hai, luăm pe 2 săptămâni. Să mai avem de rezervă în caz că ne mai trebuie de ceva. Dăm un logout. Și să mai vedem ce e pe forum, ce mai zic băieții pe forum acolo. Așa. Pe asta ar fi super să-l fuzioneze cu Kirinu. Mă, nu știu care sunt criteriile, dar în general criteriile de cu ce fuzionează un server, un server, sunt date de setările serverului. Deci, în esență, fuzionează servere cu același, aceleași setări. Știi, asta e povestea. Deci, servere cu aceleași setări fuzionează. De-aia, Tiger Ghost-ul, de exemplu, nu că ar avea nevoie de o fuziune, dar nu ar putea fuziona decât cu un server la fel ca și Tiger Ghost-ul. Cu acelea setări, cu, de ce nu, cu invitație, pe bază de invitație. Deci dacă se va deschide cumva un Tiger Ghost versiunea 2.0 și dacă în câțiva ani Tiger Ghost nu o să mai aibă atâția jucători sau să fie nevoia unei fuziuni, atunci posibil să fuzioneze și Tiger, dar până atunci drumul e lung. Ia bate boss-ul aici, cred că poți să-l bați pe scheletos. Eu păpat toate licorile, da? Da. Nu mai pot să-l bat, că bag o instantă. Hai să opresc atacul și hai să-i dăm lui Skeletos. Să vedem dacă putem să-i dăm lui Skeletos. Nu știu dacă. Dar eu încerc. Nu am rubin, nu am rubin pe ăsta. Ăsta-i marele pull-down. ...20 critică pentru 5 minute, ăsta e bun, bun, bun. Nu, nu-l bat, nu-l bat. Nu-l bat și nu mai am nici roșii, trebuie să-mi iau un de ăsta. Da, îmi dă... stun. Hai, fuck it, hai că merge aici. Partizanul, luăm cioburile. Și dă-l în căcat, că și așa n-are drop scheletos ăsta. Și las aici. Hai să iau niște licori sau un elixir, ceva. Luăm un elixir. Și îl punem.
Nici pe ăștia, bă, de ciobul nu folosesc licor, nu știu de ce. Când s-au băgat elixirele, super, super, extrem de rar am mai folosit licori. Ce mai are scutul ăla pe 1.5? Nu are decât 20 diavol și 15 corporal. Și pe 6-7, 50 valoare atac. Deci am 3 scuturi, mai am unul cu 10 semi-om, 15 corporal, 10 reflectă. Și mai am unul cu 8 putere și cu 4 secunde gheață, ce-i pe Luigi acum, gen. Deci pe scuturi stau bine. Unul dintre ele s-ar putea să-l vând cândva, poate l-aș vinde ăsta pe unul cu secunde gheață, asemănător. Și l-aș păstra pe celălalt pentru Iohara fără 20 de avol, dar cu semi-om. E bun în V5 ăla foarte, care și 15 corporal și 10 reflectă și 10 semi-om. Și îi păstă medie ăla. Ar merge aruncat pe show. Bă, am dat 150 de boni pe el. Pe ăsta, știi? Și acum mă folosesc un pic de el. Pentru că ăla cu semi-om îi împrumutat la un prieten. Așa, hai să mai activăm aici, să mai răspundem, să facem un rank în plus. Hai să vedem la asta. Barbutul, un dezavantaj și totodată o boală. Citește, te rog. Deci barbutul este și dezavantaj și boală, băieți. Și dezavantaj și boală barbutul ăsta. Nu, George Gagen, nu mă bag. E posibil să-mi fac un cont, să intru când se deschide, să vedem cum arată, dar atât. Să joc, nu. La ce succes a avut temporarul de iarnă? Se așteaptă să fie așa de fiecare dată. Bă, au avut... faine setări. Hai la muncă toată lumea, ne vedem după, distracție plăcută tuturor celor care stau acasă. Te pup, Andrei Chiru. Să vedem. Vă salut pe toți. Înainte de a începe, doresc să menționez că nu fac acest lucru deoarece ori datorită faptului că aș avea ceva de câștigat și nici de cum. Dimpotrivă, dragii mei, suntem singura nație care profităm de acest lucru. Subiectul principal este barbutul. Barbutul, pentru că văd că nimeni nu are curajul să vorbească despre asta și să privească acest lucru, acest dice, pe joc ca fiind un lucru negativ. Industria jocurilor de noroc a adus o mare defavoare chiar și în acest MMORPG, care, ok, în ochii multora s-a deformat, s-a învechit, dar cu toate astea, termenii și condițiile nu vă permit să vindeți Yang Von pe bani reali sau bunuri. Reveniți-vă! Scriu cuvântul reveniți-vă cu bold și subliniat, deoarece jocul acesta nu se bazează absolut deloc pe faptul că trebuie să stai cu caracterele vârf de 999 de voni. Nope. Nici de cum. Ai înțeles din start prost jocul, ori îl asociezi cu ideea că ești bogat în realitate având voni? Voni? Asta deja este o problemă mai mare, care cu siguranță necesită vederea unui specialist, deoarece tu nu mai diferențiezi jocuri de realitate. Nu vreau să lungesc, vreau și propun cu toată inima și respectul să se scoată DICE. A devenit o boală și se încalcă grav acest regulament. Stafful propriu zis din joc știe despre mafia asta, cu oni pe bani reali, negoțurile dintre... pe grupurile de pe Facebook și așa zis și intermediari. Asta este o prostie, iar oamenii care spun că, domnule, că dacă plecăm noi barbutiștii, că se alege praful de metindoi sau de piață, ei bine, atât vă zic chiar, vă rog, întrăsniți. Pe niciun alt server mai puțin, unde-s românii, doar la noi vezi păcănelele, că așa le asociați, în special generația asta din spate cuprinsă între 16 și 24 de ani, care sunteți dependenți de aceste jocuri de noroc și mania de bani pe care o asociați cu vonul și în metin 2. Mă repet,
Nu am intenția să jignesc cu acest aspect, subiect legat de barbut, dar fraților, nu este sănătos și nici corect. Și nici nu se respecte termenii și condițiile. Înjurați-mă acum, dar mai târziu o să-mi fie bine. Sper din suflet. Jocul acesta este unul dintre cele mai longevive și de succes MMORPG-uri, chiar dacă îl vedeți voi învechit. Are o modalitate de a formula o propoziție ieșită din comun. Omul cât trăiește dublează. Salut Grig. Salut Florin Costea. Manu, unde mi-ai scris, boss? Unde mi-ai scris pe Discord? Hai dăm acum un bump, ce îți dau. De 200 unde aștepți, bă, și nu ai scris Luigi. Scuze, nu. Sau ai cont nou și dacă ai cont nou de Discord nu pot să-ți dau. Gen, trebuie să-mi dai pe Facebook sau Instagram. Contra, nu juca, nu ai treabă cu ei. Savi. Chiar dacă se scoate, tot vor găsi metode să joace, vor face video call-uri și vor folosi N metode de pe un site, deși nu prea am înțeles exact în ce constă impactul negativ al acestei comenzi. Așa se pe orice așa, stopează eliminarea acestei comenzi, așa. Foarte bun răspuns, dar țin să te dezamăgesc, deoarece știi foarte bine că nu 0,1 ajung să se ruineze. Acum un deceniu jucai for fun dice, dar acum s-a ajuns să domine. Nu veniți cu răspunsul în favoarea voastră și nu fiți egoiști. Cu siguranță și tu ești jucător de barbut. Eu sunt contra acestei comenzi, contra vânzării vonilor pe bani reali, iteme pe grupuri și așa mai departe. Eram sigur că vei obiecta faptul că n-ar fi ceva ok și că ei ne țin economia, dar te înșeli. Aș opri comandă o lună de zile numai să văd ce se întâmplă. Dați cu zarul ca disperații pe web. Oameni buni, wake the fuck up. Pro, mulți s-au lăsat pentru că au pierdut tot la barbut și nu au mai avut rost jocul. Pro, această comandă a fost făcută să împărțim dropul la diferiți șefi. Dar eu vă zic că noi când facem șefi nu o folosim pentru a împărți prada respectivă. Și un alt argument e că strică piața din joc și orice habarnist vinde ceva bun la preț de nimic sau orice bolnav psihic urlă pe chat barbut X-Voni mâna. Și nu cred că e primul lucru pe care un jucător nu vrea să-l vadă când intră pe server. Scoaterea acelei comenzi e esențială pentru bunăstarea jucătorilor și sănătatea unei comunități invadate de barbugii. Sau să vă amintesc că acum serverul Carpathian se numește Barbutians, în caz că ați uitat. Știi ce ar fi super troll din partea echipei? Ia că se apropie 1 aprilie, să anunțe pe forum că schimbă numele serverului Carpathians în Barbutians. Bă, ar fi tare șmecheră faza. O să propun. Îi scriu, fă standul ăsta că o să fie criminal, o să fie pe toate forurile, tot o să dea share, o să posteze, o să fie o strategie de marketing bună și dau gratis, fără să am... Vezi, astfel de idei să plătesc cu milioane. Și o strategie de marketing incredibil, să posteze oficial că se va schimba numele, chiar dacă nu să fie păcăleal de 1 aprilie, dar să posteze acum luni, știi? Da, dat fiind faptul că atât de mult jucător, nu știu ce, am decis să schimbăm numele serverului Carpathians în Barbutians, începând cu data de. Fi criminal. După două roșii întotdeauna urmează o neagră și cea mai mare glumă să rămână așa. Știi că zic lui Haf. Da, găsesc altă... Da, e problema cu barbutul, e problematică. Pro, trebuie scoasă. Eu unul nu joc, așa, am pierdut-o și am zis pas. Deci asta cu dropul la diferiți boși am zis-o și eu de mult, că asta e scopul comenzii de DICE. Hai să vedem cu ce se confruntă serverele Ruby. Vă salut! Problema pe care o zic aici în topic, unde aș dori o schimbare și nu cred că sunt singur, nu este una veche. Este vorba de rankul lunar de pe serverele Ruby și cu majoritatea playerilor de
level mare au profitat, profită, vor profita măcar o dată, dacă nu este bunăvoința în a se face un lucru bun, acela de a avea o competitivitate corectă. Așa. Detaliez aici pentru rank lunar, sunt 4 săptămâni, în fiecare săptămână ai un anumit număr de task-uri de făcut și primești un joc monede tigru, iar dacă tu repeți acele task-uri, tu vei primi puncte în clasament. 3 din cele 4 săptămâni pot fi abuzate de playerii mari în felul următor. Săptămâna 1 ai 2 misiuni pentru care dacă omori boss o să primești monede tigru, punctașul la rankul lunar, pentru fiecare boss omorât tu primești 2 puncte. Aici există 2 monștri de categoria 5 care mulți mi l-au specificat că este mini boss, ce are timp de respawn sub 30 de secunde și se bate în 15-20 de secunde. Categoria 5 Yahki, spawnat în Gautama în centru, respectiv categoria 5 Mushu, spawnat în Gautama în colț stânga jos. În stânga colț sus. Acești doi se spawnează în același loc, iar cu un caracter cu space blocat într-o săptămână, poți face undeva la 10.000 de boși bătuți, 20.000 de puncte în clasament și să fii aproape de nedepășit. Nu vin doar cu problemă, vin și cu propunerile, stați liniștiți, ele sunt în ordine de cum le-a gândit. 1. Aceștia să nu mai fie luați în calcul la rankul lunar. 2. Timpul de respawn să fie setat la 15 minute. Oricum ei nu au impact de drop, că nu oferă mai nimic, ci doar încurcă la acest clasament. Să aibă același timp de respawn, dar să fie vreo 10 locuri unde se pot spawna pe hartă. Săptămâna 2. Aici avem 2 misiuni cu spartul metinelor, unde primim monede tigru după ce le-am făcut și totodată la fiecare metin spart primești 2 puncte în clasament. Aici vă dați seama că la super metine majoritatea de level campion se vor urca care vor să urce în rank ușor, nu o să spargă metine în Iohara, Redux sau Fermecată. Stau în mape destinate pentru cei de level mic și abuzează de aceste metine, spărgându-le în continuu pe tot parcursul eventului. Pe un astfel de event, dacă ești dibace și te ajută cineva să-ți dea locație după locație, poți face și 1500-2000 de metine, adică 3-4000 de puncte în clasament. Pe lângă asta, în această săptămână și în cea cu numărul 3, toți playerii care sunt la începători medii cu conturile nu farmează la aceste eventuri datorită doritorilor de premii de la rankul lunar. Deci aici vreau să fac o scurtă paranteză, cum vă plângeți foarte mulți că nu se bagă evenimente pentru caracterele de level mai mic, numai pentru caracterele de level mare. Aici încă un exemplu și am zis de atâtea ori că dacă e profitabil un event pentru un caracter mic, absolut toți cei care au caractere mari o să-și facă caracterul mic, o să fie mai bun decât caracterul pe care poți să-l faci tu fără să ai un caracter mare cu care să-l susții financiar pe metin. Deci, știi? Și de aici e foarte imposibil, greu. Rareș AF, de dimineață cu metinul în cap să mă bată mama urât așa, roșu. Pare rău, Rareș. Asta e schema de aia cum o striga și Germania Emeraldul cu mini-boss, da. Aici, o paranteză, hai să vedem. Vin și aici cu propunere, stați liniștiți. Am un aparat de tens aici pe care îl folosesc. Pe care îl folosesc pentru să-mi tratez dureri de spate. Nu vă speriați mai încolo, cred că o să încep să... Am niște electrozi pe spate și acum l-am pornit și s-ar putea să zvâgnesc, să nu vă speriați, nu am un atac epileptic. Vede cum zvâgnesc. Așa mere mouse-ul. Ok. Nu e așa grav. Salut, Arabule! Așa.
Level de spermetine să fie luat în considerare la clasament și la misiune, la fel cum este luat și side eventul. La metine plus minus 5, în hărțile normale și în fermecate plus minus 15. Azi, în săptămâna 3 ai posibilitatea să mai stai și aici să faci puncte cu cele două metode, pentru că ai o misiune cu metine și una cu poși. Adică pentru un metin boss part primești un punct în clasament. Acum, curiozitatea multora ce o să fie... Că nu toți joacă pe serverele Ruby, pentru ce se luptă acești oameni la rank-ul lunar, vă întrebați. Locul 1, un sigiliu zei, costume 15 zile nazar, 15 zile, 2 flăcă, 15 cutii cu pui. Locul 2, fermecată nazar. Locul 3, fermecată nazar. Locurile 4, 10, 10 cutii cu pui nazar pe 7 zile. Frumos ar fi ca aceste premii să fie o recompensă a celui mai activ player, activ, nu pasiv, o premiere a celui mai bun farmer din acea lună. Legat de acest rank lunar, mai există o problemă dacă, spre exemplu, pe Regatul Roșu există doi playeri care au abuzat și au 22.000 de puncte și 26.000 de puncte, iar Regatul Albastru, locul 1, 15.000 și cel ce are 22.000 de puncte de Regatul Roșu, poate să mute în Regatul Albastru și să mută cu tot cu puncte. Ar fi super să fie cum este la World Boss, te-ai mutat înainte de ultima amendenanță din săptămâna 4 de rank lunar, pierzi punctele. Pace în suflet celor ce le-am stricat o combinație, accept înjurături în privat și îmi doresc să se observe dacă toți plătim un acces pentru a ne juca pe unul din cele mai bune servere cu setări ce l-a scos Gameforge, însă îmi doresc un joc corect. Durerile de spate cel mai bine se tratează cu două merde de viață. Hai de viață, Sergius Cadună, salut! Bă, am început, când am început? Sâmbata trecută am început cu vin alb la 11:30 dimineața. Și cum am sfârșit? Am sfârșit prin a face live, am mai băut pe live, nu știu ce, și mi-a blocat videoclipul. Tyson Bad, bă, uite că ăsta e de-a meu, Tyson Bad, te pup, bă. Pro pentru toate ideile prezentate mai sus, modificări așa, ta-ta-ra-ta-ta. Cu ce a zis? Subscriu la ce a zis. Nu, stai că pot să-i dau code. Subscriu. Și asta este și părerea mea. I-am dat și un code la Tyson Bad și un like. Tot câine sălbatic, bă, dar cât trebuie să vorbești pe ăsta, bă? Cât trebuie să vorbești pe ăsta, ca să... Ia să vedem. Hai să dăm un like la Half-Op pentru activitate, nu neapărat pentru serul de Paște. Astea-s bune. Premiile sunt bune, dacă să le obții, trebuie să fii elita, trebuie să fii spuma. A fost sau să bagă de acum? A fost, ok, s-a dus. Deci uite, asta, aici cred că a fost și, nu știu. Deci foarte, 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 foarte bună postul de mai devreme, în care, bă, să... Pună, bă, ce să bagă la flash, bă. Premiile sunt bune, dar că am trebuit să scoți cardul. Da, 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 bă, sunt multe de astea de... De reparat, de făcut, de îmbunătățit. Mai multe informații pentru jucători. Veți putea pune mâna pe itemul. Deci asta, dacă s-ar pune exact ce să bagă la licitație, nu neapărat și ora, dar ce să bagă la licitația asta, ar fi super. Consider. Nu știu de ce
Nu. Nu știu de ce sunt așa secretoși, știi? Dacă am uitat să mai adunăm cioburi. Că și pe mine m-ar ajuta, știi? Să vă nu se bagă și arată 2-3 iteme, dar îi bagă 10-15. Și m-ar ajuta să știu, să-mi programez, să văd, să fiu acasă, nu fiu, să aprind laptopul, știi? Să merg cu copiii în parc, să nu merg, știi? Sunt decizii pe care le poți lua dacă ai toate informațiile. Adică poți lua o decizie corectă numai în momentul când ai toate informațiile necesare, gen. Și nu știu ce ar avea de pierdut dacă ar pune, bă, uite, asta dăm la licitație și astea sorele. Știi, nu ai putea pune mâna pe iteme valoroase. Păi e o chestie mișto. Să mănânc azi, să nu mănânc și tot așa. Până la 10, George Gagent, devin din ce, nu mai sunt pietre, ok, am terminat ciuble pe ăsta. Până la 10, premiile devin din ce în ce mai slabe, știi? Top 3 acolo e spuma și pe aia iei resturile, știi, ce nu trebuie la nimeni. Dar pe ei îi interesează să fii pe joc, să aștept să cumpere. Bă, mi se pare... Deci eu nu știu cum să joc cât mai eficient. Adică să nu investesc sau să nu stau mai mult decât este nevoie pe joc. Deci să bagă licitații de la 12 la miază până la 12 noaptea și tu nu vezi decât următorul item ce să bagă la licitație. Pe asta te obligă să stai toată ziua la calculator pentru ce, fratele meu, când tu ai nevoie de un singur item de acolo. Așa, dacă ai ști asta, la ce oră să bagă itemul, atunci ai intrat și ți l-ai luat, fratele meu. Dar să fii obligat să stai o zi întreagă lângă calculator ca să... Nici nu știi dacă să bagă itemul tău, de multe ori, nici nu știi dacă să bagă itemul de care ai nevoie. Mi se pare, nu știu, mi se pare prea de tot un pic. Un pic. Nu știu, aș vrea să știu când pot să, când să bagă un azar sau un inel sau o amuletă sau ceva sau o placă de surf. Să știu clar, uite, se bagă, o să fie de la ora la ora. Și ok. Am știut, intru de la ora la ora, pot să tai iarba în grădină, pot să, nu știu, merg cu bicicletele, cu copiii, să ne plimbăm, nu trebuie să stau lipit de ăsta să, oare o bagă, oare o prind, oare nu. Just saying. N-am apă pe aici, pa. Just saying, ar fi, nu? Îți iei o zi de concediu să te uiți la licitație, bullshit. Salut, Corixil, te pup! Bună dimineața! Uite, un pic de Hydra, un pic de forum, mai citim, mai luăm pulsul jucătorilor de Metin. Vedem ce probleme îi mai macină și ne mai macină și ce putem să facem ca să ne fie mai bine. Deci asta zic că e o puternică modalitate de îmbunătățire. Uite, asta o să mă scriu pe foaie. Și o să pun întrebarea la cei direct responsabili de astfel de decizii, la întâlnirea din Heidelberg. Să văd dacă e atât de greu să bagi asta și de ce nu e complet transparentă treaba asta cu exact ce se bagă la licitație când se anunță. Că iarăși mă duce cu gândul la... update-uri. Știi când se bagă update-uri? Facem videoclip de prezentare update, primim acces pe beta, sunt mai multe chestii, dar nu avem voie să vorbim despre toate. Deci avem voie să vorbim despre, să zic, un 70%, dar despre 30% nu avem voie să vorbim și... Vă lăsăm să le descoperiți singuri. Știi? Nu știu, am impresia că e o politică asta cumva sau nu știu. Cineva a făcut așa la început și a rămas stabilit și tot așa îi... Știi? Care e așa aiurea? E un pic ciudat, să nu zic altfel.
știi, a, să bagă asta, asta, asta și să mai bagă ceva, dar aia trebuie să descoperiți singuri. Știi? Cred că e pe aceeași politică, gen. Cred că e aproximativ pe aceeași politică, cel puțin același feeling mi-l dă și mie. Deci consider eu și vorbesc acum numai din punctul meu de vedere că cineva la un moment dat a stabilit că așa ar fi mai bine. Cineva la un moment dat acum mulți, mulți ani, poate nu mai în postul și funcția pe care era când a stabilit asta. Poate din numai în companie, în fine, a stabilit și asta a rămas așa și lasă-mă că merge așa. Nu, nu mă explic altfel, dar pe mine cel puțin m-ar avantaja. Am rămas fără elixir pe ninja? Am rămas... Ba nu, am elixir. Deci pe mine unul m-ar avantaja chestia asta. Ai văzut atacul din Moscova? Nu. Nu știu, George Gage, nu mă super pricep la prețuri. Și eu mă consult cu altcineva când vreau să iau ceva sau consult piața și fac o medie și atunci... Așa să zic o estimare, nu, chiar nu știu, boss. Adică o și trecut ceva timp de când mă ocupam cu riburi și FMS-uri, să zic. Aoleo! Aoleo. Aoleo. Deci nu știu de nimic, nu sunt la curent cu nimic. Nu sunt la curent cu nimic. De ce mă omoară pe ninja? De ce mă omoară pe ninja? Nu știu. Aoleo. Nu, o să mă uit. Aoleo, bă. Poate și lansate, Doamne ferește, nuclearele și eu stau aici și mă joc metin. Poate eu stau și mă joc aici metin, bă, și... Doamne ferește, fii atent, nu... A, s-a terminat elixirul, da. Vă arat ce item am pe ninja mine. Dacă nu eșuez această Hydra. Fi la limită. Am scos-o. Am scos-o. Uite ce iteme avem. Shake, bine ai venit la Diamant Perfect. Te pup, mulțumesc, apreciez. Apreciez, boss. Mersi frumos. Uite itemele de pe ninja. Începem cu un coif cu 35 valoare atac, un talisman plus 4 fără 6-7, un scut titan cu 12 dexteritate, 50 valoare atac, o metamorfoză cu 30 valoare atac plus 50 valoare atac, o brățară de lacrimă cu 35 valoare atac, smaralzi cu 50 valoare atac, colier cu 40 valoare atac, mănușă cu 3 daune atac împotriva șefilor, 12 dex, papuci de foc cu 50 valoare atac și pumnale cu 47 medie, 20 gheață, 5 pătrundere și 40 valoare atac și un rubinaș dublu atac. Pat fără costume, fără site-uri, fără nimic deosebit. Și cu eșarfa asta e acum, pe el aia de pe Luigi cu fulger. Asta am ridicat problema asta la fileu, ce zice Corixil, acum asta e că imediat citesc comentariul.
De când au băgat platforma, Gameforge nu au investit în o aplicație sau un site să poți intra de pe telefon pe item shop dacă for siguranța, pot băga two factor authentication și acolo să mai am speranță. Bă, și eu am spus-o, bă, este foarte, foarte important să poți să beneficiezi de item shop în timp ce ești în oraș, la cafea, la discotecă sau unde ai fi, la evenimente, să poți intra de pe telefon, să nu pierzi itemul, bă. Așa ești tot timpul legat de un laptop sau ce? Am propus, este cunoscută și o să mai pun accentul pe problema asta și vara asta când o să merg acolo. Știu foarte bine, bă, ar fi super mișto să intri de pe telefon pe contul tău și țac pac, să-ți iei ce străbă dacă e licitație gen. Un cufăr Hydra. Două cufere Hydra, trei cufere Hydra. Bă, da, slab, bă. Numai trei și două, bă. Nu-i place de dimineață la Hydra, gen. Numai trei și două. Salut, Timoteus. Se poate deja. Cum, Gabi? Spune-ne cum. Învață-ne, Gabi, teacher senpai. Auzi, mă, Corixil, ne rezolvă Gabi. Serios că nu știu cum. Dar nu-mi dau seama de ce mi-a omorât ninja. Adică de ce mi-a murit ninja, că ninja meu de obicei nu moare. Cu TeamViewer? Contra cost. Păi cu TeamViewer tot nu mă ajută, că consum curent, aiurea, știi? Mulțumesc, Corixil, Dăuceanu Andrei, membru! Pup! Prin remote doar, ok. Dar e împotriva regulamentului. Deci n-ai voie să folosești software extern în legătură cu Metin-ul. Cine a zis, mă, de iteme? Bine ai venit. Ieri noapte într-o sală de concert, bă, chiar nu am văzut. Sati Place, te pup. Mulțumesc, Corixil. Mulțumesc, bă, apreciez mult. Păi îți lași PC-ul aprins și îl controlezi de la distanță. Măi, împotriva regulamentului. Sheik a făcut upgrade la calitate de membru de diamant strălucitor. Mulțumesc. Apreciez. Apreciez. Maxim. La Sergiu este legal, gen. Dacă nu ar fi legal, s-ar bana, gen. E o chestie de care se profită cu punctele la melee, dând ori cu brez letale. Eu nu mai pot să-mi fac two-factor authentificator pe motiv că am folosit ceva soft extern, o aberație totală, nici nu știu ce e aia, dar ca să scape de mine la tichet, așa mi-au spus. Nu, mă, PewDM, s-o scos autentificatorul Gameforge, de dacă l-ai deinstalat, nu mai poți să-l instalezi și să îl activezi, dar... ce am să zic? Poți să folosești un alt autentificator de la Google, de exemplu, sau așa pentru conturile tale, știi? Deci nu mai poți să-l folosești așa, dar poți să îți pui un altul, gen. Da, așa era. Au început funcția de masaj. Au, mamă. Au, mamă. Așa.
Deci dacă ai autentificatorul vechi și încă îl folosești, poți să-l folosești în continuare. Dacă l-ai dezinstalat, nu mai poți instala. Și dacă ai avut autentificatorul vechi și l-ai dezinstalat și încă mai ai nevoie de datele alea, numai dacă faci tichet poți să faci ceva în privința asta, gen, știi? Păi asta e ideea, am vrut să-mi fac cu Google și primeam mereu o eroare și la tichet mi-au zis că de azi înainte pentru mine e blocat și nu-l voi mai putea niciodată pe motiv softtext. Nu-mi dau seama ce poate fi acolo. Deci nu știu ce să spun ce poate fi acolo. Hai să facem cu Moș Nicolae niște cioburi. Ia să vedem, e liber de teul la ora asta? Sau nu e liber de teul la ora asta? Am o eșarfă sau n-am o eșarfă? Nu am eșarfă, un tăiș vrăjit, ia bam, a eșuat. Nu merge ea fără eșarfă de teu. Uite-mă, brățara mea cu foc, fut-i mama măsii. Am căutat-o, că nu am toate, itemele sunt părțite pe farmeri. Am căutat-o la, cum îi zice... La invazie, am prins doi în home și n-aveam nimic foc pe mine. Și am și brățar, am și papuci, am și colier, uite aici era. 15 foc, 20, era blană să o am la mine. Da, asta e. Și îți poți lua bani dacă intri în mode, că nu știam chestia asta. Da, Timoteu, îți poți să iei bani. Gen, nu ai voie să folosești un soft extend ca să te conectezi la meeting, știi? Este legal autoclicker-ul? Nu. Nu, Rareș. Nu este legal nici autoclicker-ul. Deci dacă te detectează cu autoclicker, e ban permanent, e adio. Fii tu atent câți ciobiști sunt de dimineață activi aici, bă. Fii tu atent. Zoe, aloha, am o teorie pentru a accesa item shop de la distanță, dar nu știu dacă funcționează pe telefon, trebuie să îți arăt să vezi. Să intri cumva în launcher și cumva să dai pe shop sau nu știu cum. Practic tu ești hosta, nu știu cum te poate detecta asta, trebuie să intri pe ei sau când ai luat bani să întrebi, bă, cum m-ați detectat, știi? Întreb pe ei, bă, fratele meu, cum m-ați detectat? Vârtejul dragonului nu este destul, ok. Armură frăjită, încă 5 armuri. Deci asta am M9 tăiș, M7 armură, M6 teamă. Stă bine. Și n-am mai citit pe el de nu țin minte, da? O lăsăm să bată așa, să vedem, nu se supără ăla. Zână, hei, era ocupat. Hei, era ocupat. Pilama, kleine spende, neamț. Sigur se dezvăluie tacticile de detenav. Ziceam și eu așa, Geo, no? Că îți dai seama că dacă îți spune, bă, că cum te-o detecta și așa, clar că, știi, îi ajută pe ceilalți ca să evite sistemul de detectare, gen. Oare mă atacă? No, fii atent, mă, splin pe toate canalele, bă, de ciobiști, bă, de cioabări. Și trebuie să-mi duc șamanca aici, bam, cichibam, bum, bam, să-i rup șamanca ca să-mi fac și eu loc. În
Înainte promovau pe forum folosirea de TeamViewer pentru a juca pe, de pe tabletă, Metin, dar din păcate acum consideră folosire de soft extern. Deci în cazul în care anticitul te găsește, pa, pa. Mă gândeam din launcher, intrat pe site și de acolo item shop, dar nu știu dacă merge pe telefon. Hai să căutăm și pe alt canal. Poate, poate găsim unul liber. Suntem pe 3. Macanache, da. Deci am fost o săptămână fără mânușă site pe Ninja și am luat mai rar câte 5 cufere decât cu mânușă site. Uite, Ciobulesc, Pocciob. Incredibil, mă, cât bat aici, bă. Sunt păreri împărțite. Uite, poți să testezi singur, ce să spun, no. Fiecare pentru el. Știi, poți să testezi singur, gen, stai o lună de zile sau faci 100 de hidre fără mănușă site. Nu știu dacă e un eșantion destul de mare. Să zic 100 de hidre fără mănușă site și pe 100 de hidre cu mănușă site și faci o medie. Nu știu, pentru o medie mai corect ar trebui cu cât mai multe, știi, 1000 de hidre. Numai 1000 de hidre ți-a, nu, câteva luni, gen. Am testat fără mănușă și iau doar 1-2 cufere. Nu, atunci ar trebui să... Am întrebat 100 de hidre, zice Mac. La un tractor, ce bine că nu joc nici cu Team, nici cu autoclick, doar cu Lalaker-ul. Ok. Era mai ok cu 9 channel-uri. Bă, domnii de la Gameforge decid. Fii atent, fii atent. S-a dus? S-a dus, Meti, nu ia. Nu mai dă damage. Și și-a revenit. O, întrebarea e de la mine sau de la domnii? Mănușa nu influențează dropul cuferelor Hydra. Mănușa site? Sau mănușa din joc? Sau nicio mănușă nu influențează? Ocupat, moșule, ok. Mă duc, am plecat, nu mai, vezi? Nu. E ocupat. Arată rezervarea. Arată rezervarea. Ocupat, moșule, bă. S-a rezervat, bă. Da, și eu am lag, vezi? Nu contează că... Da. Deci e de la domnii, de la Gameforge cu lagul. Pe canalul 1 are rost să încercăm? N-are rost. Bine. Ok, schimbăm și merg la ezoterici, puii mei. Foarte mulți, foarte mulți. Deci ideea, adică în mod ideal, vii aici. Aștept să termine 1. Dacă ai noroc, îl prinzi la al 5-lea caracter sau la ultimul caracter. Aștept să termine, după aia îți duci șamanca și ocupat, fratele meu, știi? Și îți faci tu ăsta. Zic. Metinul necazului, hai să scăpăm de necaz azi. În aproape 100 de hidre, niciodată 5 cufere. Au, asta e durere. Asta este durere. Bă, pe Tiger Ghost e și mai bun drop-ul. Că ai drop-ul ăla extra. Acum s-a schimbat, nu mai îs 75-50%, 100%. Acum îi un regat 100% drop și celelalte 27% drop. Deci s-a îmbunătățit chestia cu drop-ul. Și unul bate, uite, chiar și aici, bă, să bate. Hai, lăsăm și noi aici și bine o fi. Ah.
Atunci pe Carpa de ce iau doar 1-2 cufere pe run, maxim 3? Nu, Sati, nu, lasă. Nu, supărăcios, mă grăbesc și așa las să bată singur, știi? La nemere ai nevoie de rezistență la paguba abilității, sunt sura și tot iau damage mare. Rezistență gheață, zice Corixil. Ba, am fost la nemere de 3 ori. De 3 ori am făcut nemere. Că ori făcut să ai nevoie de atâtea conturi să intri de rase diferite, asta... Nu pe gustul meu. Și am făcut nemere numai să filmez clipul ăla de promovare Metin. Și mai de vreo 2 ori. Pentru ceva misiune. Atât. Eu mi-am luat iteme cu fulger ce le aveam din V4 și fac cioburile la căpcăunii. Nu este nimeni niciodată. La căpcăunii ăștia mai încolo? Mai după, lângă DTP acolo? Sau unde la căpcăunii? Pugiman, dar numai 4 ori la giganță, ha. Dar numai... la giganță, am înțeles. La Miria. Mulțumesc. Mulțumesc de pont. Poate o să încerc și eu. Bă, ar fi o tactică. Fulger. Nu este nimeni, da. Până fac eu dată live și după aia iară mi-am putut norocul. Nu știu, e de ajuns 3 ore de test. Ca să faci o medie, ca să spui că nu merită, gen. Am zis rezistență, pagubă, competență, rezistență gheață și dacă nu ajunge și rezistență critică. Da. Bă, eu din 10 hidre să zic, nu cred că-i dată să nu iau odată 5 cufere. Și de când, în ultimele 3 luni, o singură dată s-a întâmplat să nu iau niciun cufăr. Și unul nu am luat. Numai 2 era minimul și o singură dată s-a întâmplat să nu iau niciun cufăr în ultimele 3 luni, gen. Și în ultimele 3 luni am făcut câteva sute de hidre, gen. Și dintre care și o săptămână fără mănușă sight. Numai cu mănușă din joc și am zis să testez și așa. Și nu am pus pe foaie ca să am o comparație foarte precisă, dar așa după cum simt, au fost după știi cum simt eu, au fost mai slab drop-ul ca și cu mănușă sight. Nu știu de ce. Faci ciobele în templu. Nu, atunci cât ar mai fi economia cu mănușă pe 3 luni, cât să fie 3 oni, zic, știi? Nu știu, da, nu e și asta treabă. O să mă mai gândesc. Eu în medie ies cu mumu în mână. Bă, pe Carpa cred că cei mai mulți care fac Hydra. Pe Carpa, România, pe asta, pe selurile vechi. Cât e un cufăr Hydra pe Carpa? Dropul până în ora 6 seara este mai bun. Mereu pică mai multe cufere după... se strică drop. Bă, m-am gândit și eu la chestia asta, că am avut faze în care era drop-ul mai bun într-o anumită parte a zilei. Și chiar m-am gândit și eu dacă nu ar fi așa ceva setări și nu știu, mi se pare că și am întrebat, bă, dacă setările astea, dar...
Nu știu ce să spun. ...34-35, pe țara românească 45, pe țara românească e cerere, forță. Vis-a-vis de țara românească, am 300 de woni pe țara românească pentru Tiger Ghost, dacă îl coafează pe cineva. Dacă coafează pe cineva, un schimb, 300 de woni țara românească dau, 300 de woni Tiger Ghost vreau. Dați un PM Discord și rezolvăm. Valentin, două live-uri la rând, ce este cu tine? Sunt mai relaxat în ultima vreme. Am început săptămâna trecută, am făcut o infuzie cu hidrocortizon pentru durerile de spate și am dormit câteva nopți super, super bine și am așa o stare de moleșeală pe care n-am mai avut-o de mult timp, pentru că Am hernii, două hernii de disc cervical și îs supărătoare. Nu e o durere, sau nu tot timpul e o durere super puternică, dar e o durere apăsătoare, sâcâitoare și tot timpul organismul mi-e alert, mi se încoardă mușchii spatelui, mi se blochează, asta iar îmi pune presiune pe coloană, vertebrele iar să mișcă, nu știu ce. Și am făcut săptămâna trecută și ieri am avut iar ieri sau la alte ieri am avut iarăși o infuzie cu hidrocortizon care reduce inflamațiile, reduce durerea și mi-a super relaxat spatele și am dormit în sfârșit super bine și sunt mai pe luat de pe butuci și mai am luni a treia ședință și acum mi-am luat suplimentar, mi-a recomandat ortopedul meu. L-am arătat mai devreme. Așa, un aparat cu electrozi. Electrozi pe spate și stimulează musculatura, stimulează nervul ca să contracte mușchiul, care ameliorează durerea. Am două setări la el, unul pentru contracții să faci mușchi și al doua e pentru durere. Și îl folosesc și îți mai ok. Și am zis că hai să profităm de bunăstarea mea, să fie bunăstare și în lumea Metin. Și da. E de la cortizon, te relaxează și te simți câteodată amețit, da. Adevărat. Da, date incorrecte am pățit, cred că cu toții. Am pățit cu toții date incorrecte. Te spune cum să rezolvi, dar nu știu nici eu. Try and try again. Boogeyman, apropo, pentru băieții care vor să se apuce de Hydra, să folosiți ambele mânuși, indiferent de ce s-a discutat, calea ajută la dropul de schimbă bilete ebonite. Noi te vezi poate la aia, no. Poate de aia folosim. Pentru bilete ebonite. Vezi, e și asta o treabă. E și asta o idee, că și alea valorează ceva. Și din alea am și eu câteva pe ninja. Nu merge așa bine. Poate mai încercăm mai încolo cu Duc Șamanca. Și încercăm așa. Măcar una din astea trebuie, măcar una e cam greu de ăsta, dar mie mi s-a întâmplat de am luat și permis și cufăr și cutie de fier, gen. Sau și două cutii de fier și cufăr ebonită. Cutie și ladă de fier și cufăr ebonită, gen. Hai să mai facem o Hydra. Faină e șarfa asta, îmi place foarte, foarte mult cum arată. 200 de oni o băga băiatul în ea ca să... Era de 24... m-am lăgat pe unul. Era de 24 absorție și ca să o facă de 25, 200 de oni o costat.
Nu prea le zici la aia roșii. Păi la început sau la gemene sau unde nu-s, nu știu. Pe acolo, pe undeva. Gen, nu ai încercat acum pădurea roșie? Nu, nu faci 95 în pădurea roșie. Da, tu maci, nu? Tu maci, mai avem 6 minute perfect încă pentru 2. Deci în 6 minute aș mai putea să fac 2 cu globul ăsta. Și acum chiar nu mai am elixir. Să luăm, să vedem dacă am aici. Del. Hai să aruncăm câteva să avem loc. Acum să iau disconnect și s-au dus cu ferele Hydra. Iese ceva din 3000 de cori, iese, iese gros, 200 won plus. 200 won plus faci boss. Cam de mult n-am mai dat în alchimie, parcă ar trebui dat în curând din nou în alchimie. De cele mai multe ori este cea mai bună decizie să te oprești la antice. Foarte rare au fost ocaziile când am dat mai departe și a meritat sau am făcut profit. De cele mai multe ori, cel mai mare profit ce îl făceam ar fi fost dacă mă opream la antice, în cazul meu. Și dacă iese vreun excelent, poți să-ți asumi riscul, dar statistic vorbind, ce șanse sunt să iasă un excelent full? Știi? Deci tu trebuie să decizi, e riscul pe care ți-l asumi. E ca și cu ce în mână nu-i minciună, știi? Sau nu da cioara din mână pe vrabia de pe gard, sau cum era vorba aia. Știi? Deci poți să încerci, bineînțeles, se poate să iasă, bineînțeles, dar șansele ca toate astrele să se alinieze și asta să se întâmple sunt relativ mici. Știi, nu ai șanse 50-50 ca la barbut, de exemplu. De șanse, sorții sunt egali, știi? Nu, frate meu, sorții sunt împotriva ta. Și pe lângă că să poate să reușească, să poate să și eșueze. Și pe lângă că să poate să reușească, iară să împart sorții și iară îs atâtea, știi? Că poate să iasă gol, poate să iasă full, dar cu bonusuri care nu-s bune. Știi? Deci sunt atâtea variabile încât, nu știu, nu? Poate să iasă și full, dar cu bonusuri care nu-s bune sau nu se caută, sau nu știu. Deci ca să-ți iasă să fie de 2000 de oni, cum vrei tu, șanse mici, nu? De tot. Salut, Blackbone-ule! Ba da, Florin Drăghici, am încercat. Și pot să fac, dar îmi place mai mult cu șamanca. Îmi place mai mult cu șamanca. Pentru că am și grupă și am și valoare atac și dau un pic mai tare. Și cât îs? Știi, 25 de intrări, 60 de monede. Bă. Mi-a luat stun ninja-ul, mă. Mi-a luat stun ninja-ul. Îți de gen 25 de intrări, deci am făcut o hit-a și le-am scos. Bat fără costume, bat fără site-uri, fără consumabile, în afară de critică de la cufere, lumina lunii.
Să știi, și având în vedere că economisesc acolo, care un skin pe 30 de zile îi 10 oni, mai poate 10 oni să pui 10 critică, 10 pătrundere pe el, e 20 de oni deja, știi? Păcând să bag șamanca nu mă costă atâta. Da, am încercat, știu ce zici, dar nu. Poate cândva, când mai boostez un pic damage-ul, poate pun set royal pe ninja. Atunci o să fac fără șamancă, dar până atunci nu mă deranjează deloc. Să o bag. Uite, mai am 139 de bilete și cred că mai am un depozit câteva. Deci 200 de intrări, 200 de oni și 200 de intrări mă costă cât? 5 oni, să zicem. Ce sale? Iar Hydra 2 amărâte de cuferi. Hai că iau eu 5 acum pentru tine. Ce am terminat? Uai, ce, asta bine, bine s-a făcut. Bine, bine s-a făcut asta. Hai să vedem cum stăm pe cufere. Ar trebui un 4 sau 5 tur asta. Volumul Redux s-a luat. Știi ce am observat? Sau nu știu dacă e adevărat, dar eu tot timpul când sparg cufărul, sparg cu alchimia pornită. Și parcă tot timpul cu alchimia pornită e mai bun drop-ul. Deci volum Redux e volum Redux. Și am făcut iarăși 200 de albastre. Și câte am zis că trebuie să-mi dea 4, nu? Am luat 1, o cutie de fier, o perlă albă, o scoică, 2 cufere Hydra, 3 cufere Hydra. Numai 3, bă. Numai 3. Numai 3. Bună dimineața, Evelin. Cum ai dormit? Bine? Azi nu mergem la grădiniță, dar mergem la Vâlpi. Da. Nu azi mergem. La Vâlpi. 2, 3 ore? 4 ore încep. Vrei la mine în brațe? Da, am căștile, tati. O veni Babi. Vezi, zi lui mami să o spune să vedem când vine, da? Că trebuie să vine și Babi. Vine și Babi cu noi la Vâlpi. Mi-e stins că am terminat. Am mers sus? Nu. Am mers. Hai, fugi. Dar cum să-ți fie frică? Nu ți-e frică să vii numai să mergi? Te rog, nu mai umbla acolo, tati. Evelyn, nu pot să pun acum în astea, tati. Mergi sus la TV, ok? Vin și eu imediat, da? Trebuie să-mi burdă ăla pe tine, foarte greu. S-au trezit puiuții. S-au trezit puiuții. Ai grijă să nu te lovești, tati. Da, s-a luat. Să iau ce am vrut, am vrut să iau astea. Am vrut să iau lucioasele să mai facem niște. Niște gaia.
Adrian Ioan, bună dimineața și ție și ție. O dimineață plănoasă, bănoasă. Toate ca date, dar eu zic că tot melee rămâne baza pe farm. Bă, pe mine ce nu mă atrage la melee e fucking conturile pe care trebuie să te loghezi să le bagi. Nu știu ce să-ți recomand, Pepe, pentru nemere, bă. Sincer, nu știu ce să-ți recomand pentru nemere. Nu mă pricep, l-am făcut de 3 ori de când îi băgat. Deci nu știu. Aia e drona, tati, te rog să-l lași. Că nu-mi pierzi, s-au dus o ceasă. Așa, să-l ducem pe Luigi. A, s-au dus acum, a, mai 2 minute. Acum nu mai fac. Vezi, dacă nu pierdeam timp aici, mai făceam o Hydra cu 3 minute. Cu 3 minute de glob. Da, nu-i nimic, hai că din cauza asta punem astea la vânzare. Întoarce-te în sat. Întoarce-te în sat. E, vedea cum lași dron acum pe jos. Te rog să o închizi și să o pui la loc. Au froi mâmbite. Păi nu știu, dă-mi aici. Am primit la începutul anului raportul de zbor cu drona de la DJI. Și am zburat numai mult și numai puțin de 7 minute în 2023. Când am fost în concediu în România, am ridicat-o odată, 7 minute. Și mă gândesc serios să o vând. Mă gândesc serios să o vând. Că, no, când am luat-o am zis, uau, că nu o să mă satur niciodată, e DJI Mavic Mini, primul lor Mini, celor de acum vreo 4-5 ani. Și, no, din ce în ce mai puțin am zburat cu ea. Ok, mulțumesc, tati. Închide-te, rog, ușa, tati. Ray Pro, acum am văzut, e blană. Poate dacă o vând pe asta, nu știu. Și tot zic că, no, dacă nu o folosești, dacă nu faci bani cu ea, gen, știi, să o iei numai așa pentru hobby, iarăși. Mod ideal ar fi să faci bani cu ea. Și a scos banii. Da, n-au, m-au meritat. Am zburat în 2020, mai mult cu ea 2021. Dar da. 20-23 nu prea și-a scos banii. Mai am sloturi. Oh. Unu, două și mai este 3 hidre pe care să le deschid, să nu le deschid, nu le deschid. Vindem că ce e în mână nu-i minciună. Așa, ies de pe ninja. Salut, Salvatore, da, am zis că să mai recuperez, că seară m-am dus la Nani după live imediat. Și am zis că să mai recuperez acum. Vedem și prețurile. Pe canalul 1. Pe țara românească 7-8 oni magica. Wow.
Dumitru Andrei Luigi, contează tipul vârsta însoțitorului când crești nivelul, dacă mai târziu folosești oricum însoțitor magic. Nu contează, ceea ce contează e să aibă 3 sloturi de skill, că dacă nu le are, alea nu se schimbă, gen. Știi de ce aia trebuie să aibă? Din punctul meu de vedere, ar putea să pună la depoziție... la o depoziție de unde ești și vrei să pui ceva pe shop, să poți și să o faci fără să te mai dubă, ar fi... Ar fi o îmbunătățire considerabilă. Să poți să pui shop de unde vrei. Ai. Ar fi o îmbunătățire considerabilă. Pune-l înapoi, te rog. Hai să vedem la cât sunt hidrele. Ultima oară s-au vândut cu 34, ori mai crescut, 35, 9. Nu punem sub, că îți destui care strică piața. Sunt destui care strică piața și uite, am mai făcut 3-4 oni așa de dimineață. Am mai făcut 3-4 oni așa de dimineață și totul va fi bine. Hai să vedem cât ar fi un rubin care mă interesează. Să știm cum stăm rubine. Apărare, pagubă medie. Uite, unde ăsta m-ar trebui? Animei. La un 500 la scoate. Și ăsta ar veni pe al doilea or. 590 ar fi cu dublu apărare. Și ăsta poate aș avea șanse să-l scoat la 500. Și atunci, dacă avem dublu apărare medie, îl putem lăsa să bată pe auto super lejer și facem nivel pe el. Și cred că asta e. Luigi, ce părere ai? Se merită să crezi melee 42 de zile tip 5-3 skill? Da. Merită. Ok. Am war-ul pe schimbă. Am war-ul pe schimbă. Intermediarul e war-ul de pe serverul temporar de acum 2 ani parcă. Vezi că asta taie, tati. Dar de ce cotrobă-i acolo? Te rog. Evelyn, lasă toate alea acolo, tati. Aici am terminat. Ăsta-i orul. Intermediarul. Îmbătrânesc Nessie-ul ăsta tip... 1 sau 2, să-i dau schimbă, 600 de zile, mai 200 de zile, cât e, mai 6 luni. Deci în toamnă îi dăm schimbă, să prind și pe ăsta un tip 5 sau 6, să-l facem bombă și totul va fi bine. La biolog unde-s? La biolog îs la tăblițe oare? La globurile de gheață, îmi cer scuze. O șamancă-s la tăblițe, nu? Nu a fost o prioritate să fac biolog, dar acum încep. Și îl face. Am iteme pentru el tot, mai îmi trebuie papuci, gen. S-a topit, ok. Deci iteme am dubluri de war. Uite, asta e brățara cu fulger pe el.
50 valoare atac. Încă un pereche de smaralzi. Trebuie să le pun 6-7. Se bag la 6-7. Deci am încă o armură pentru... Am tot în afară de, de papuci. Mai îmi trebuie și un rubin să... Ah, nu. Și un rubin îmi trebuie să-l echipez. Bună, simenea, bună dimineața! Bă, David, pot să vă zic că am vorbit mai devreme despre asta. În 29 îi vinerea Paștelui. Aici, în Germania. Tot atunci se lansează serverul de Paște și evenimentul de Paște a trebuit să se activeze cam în perioada, în aceeași perioadă, plus minus o zi, două sau poate în același timp, știi? Uite aici, o armură Aurora și încă o glaivă Sodia cu cavaler, 3-6 medie 10 pătrunzătoare. 3-6 medie 10 pătrunzătoare. Poftim, Eve? Încă o curea, coifuri am, dus în depozit, coliere, cercei cu secunde gheață, papuci îmi lipsesc, brățară, scut, tot, încă un talisman. Totul e pregătit, numai trebuie să mai luăm un item sau două. Mă gândeam că spargi globurile și muți. Nu. Și pe ninja mai am și un ninja și pe ninja numai le mut. Și aia e. Mai am un ninja cu peți, cu tot. Pe ninja numai o să le mut și atunci... Dublez profitul pe Hydra. Adică știi, 3 ore fac hidre și 20 de oni. Altfel arată situația. Zic. Acum că s-o trezi copiii, cred că merg și eu să luăm micul dejun împreună. Și să ne pregătim de pregăteală. Bă, da, like-ul nu s-o prea da la clipul ăsta. Nu s-o prea da like-uri la clipul ăsta. Activitate, îi, bună, faină, frumoasă, dar pe like-uri stăm prost. Ce avem pentru micul dejun? Mă, nu știu, trebuie să merg să văd. Poate miroase ceva deja sus. Trebuie să merg să văd, dar eu aș merge acum pe niște ouă ochiuri cu niște bacon. Și poate un pic de spanac. Să vedem ce se da, facem ceva să fie bine. S-ar mai putea, nu știu, în funcție de starea națiunii să fac un short. Să fac un short început funcția de masaj. De la petrecere, seara românească de la petrecere. Și să vedem. În orice caz, mâine cred că ne vedem din nou cu un pic de metin. Mie de ce nu îmi apare Tiger Ghost la servere? Probabil pentru că ești pe o altă regiune. Tiger Ghost-ul este pe regiunea de vest. Și acolo îl găsești. Da, doamnelor și domnilor, astea fiind spuse, vă mulțumesc super tare că ați fost alături de mine în această super, super dimineață. Vă doresc un început de weekend super șmecher, fie ca Dumnezeu să vă aducă pace în casă și în suflete, sănătate, bani, noroc și tot ce vă doriți. Ne auzim mâine. Eu am fost Luigi. Ciaules, baules. De final punem piesa de început care e Forță și care cred că o să o folosesc în mai multe clipuri, că îmi place. Vă pup. Ciao, bau.